Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Astăzi, pe parcursul întregii zile, se desfășoară Business Focus Days la Iași. O parte importantă a acestei zone de business din această zi este reprezentată de conferința și discuțiile legate de diaspora, legate de Repatriot. Este un proiect amplu care vizează conectarea și discuțiile legate de cei care au plecat din România, de diasporă, pe această zonă de antreprenoriat. Discutăm împreună cu doi dintre cei care lucrează la acest proiect, care l-au inițiat, că l-au fondat. Este vorba despre Marius Bostan și Mirabela Miron. Bine ați venit la emisiunea Vocile Iași. Bine v-am găsit, mulțumim de invitație. Bine v-am găsit. Deci o parte importantă, spuneam, a acestei conferințe, acestui întreg maraton de discuții legate de antreprenori și de business, este aceea care se adresează în special antreprenorilor care sau celor care au plecat din România. Dumneavoastră, da. Domnule Bostan, spuneați la un moment dat că în fond diaspora este cel mai mare investitor din România. Da, dacă o luăm cantitativ pe cifre, în 10 ani, era în 2016 făcut o evaluare, banii trimiși prin intermediul băncilor, deci banii bancarizați vorbim, și prin intermediul instituțiilor financiare care sunt contabilizați, erau mai mult decât toate investițiile străine în respectiva perioadă. Deci putem spune, dacă adunăm banii. Acum, despre eficiența acestor bani, diferența o face antreprenoriatul. Dacă banii sunt investiți, ei produc alți bani. Dacă cu banii se cumpără pur și simplu niște lucruri care nu creează o valoare adăugată imediată sau creează o mai mică valoare adăugată decât dacă ar fi investiți în afaceri, atunci efectul acestor bani e un pic mai scăzut. De asta îmbinarea între antreprenoriat și diaspora, de aici vine, oportunitatea este a utilizării și a punerii în valoare a forței lor antreprenoriale, a competențelor, a inteligenței, a cinstei și a mentalității corecte câștigate în afara țării. Asta e marea valoare, de fapt. Dimineața s-a vorbit la Business Days despre trenduri, am vorbit cu Mirabela despre trendurile globale și cum România, care sunt provocările pentru noi, care sunt oportunitățile pentru noi. Și de asta a fost de extrem de mare interes atât pentru antreprenorii din Iași, cât și noi tratăm egal lucrurile în România, în Business Leaders. Mirabela și eu suntem antreprenori din România, deși eu am o afacere și cu un antreprenor din Italia, de exemplu, un român din Italia, în România, dar... Este important acest dialog cu acești oameni care vor, de fapt, să investească, nu doar, nu simplu loc de muncă în afară și un trai mai bun, dar cei care vor să investească și să se repatrieze de aici și de aici și numele. Care ar fi lucrurile cu care îi putem atrage? Majoritatea vor să se întoarcă la locurile natale, în locurile din care au plecat, și cred că este foarte important de menționat lucrul ăsta în contextul în care avem sate depopulate și zone depopulate. Ce putem atrage pe românii din diaspora? Întâi de toate vorbim România de bine. România noastră de astăzi, din 2018, nu mai este România din 1990. Este total schimbată și este schimbată în bine. Îi putem atrage cu programele guvernamentale și cu finanțările Uniunii Europene. Bani pe care atât guvernul României îi introduce în a dezvolta antreprenoriatul. Vedem în ultima perioadă, în ultimii 2-3 ani, o foarte mare infuzie de bani pentru startup-uri și pentru dezvoltarea IMM-urilor. Cred că ar trebui să accesăm acești bani și avem nevoie de românii din diaspora pentru că au căpătat o experiență pe piața europeană de vest. Nouă ne lipsește acea experiență, suntem un pic mai în urmă, dar cu experiența lor, cu banii pe care guvernul nostru i-are, cu cofinanțarea... Adică acești bani europeni, să o spunem drept, să fie folosiți cât mai eficient. Bine, cât mai eficient. Noi credem că ar fi o competiție mai bună și ar fi folosiți banii mult mai eficient dacă ar fi puși la treabă de niște oameni de ispravă curajoși, pentru că cei care au plecat au avut curaj să plece totuși, exact, să pleci din țară și au luat traista în băț și au plecat spre alte țări și au avut succes acolo. Mare parte dintre ei, să știți, că au avut succes. Atunci ei au această genă antreprenorială de a-ți asuma niște lucruri și atunci noi credem că s-ar și echilibra situația din România, în sensul că
ar fi o infuzie nu numai de banii lor cât sunt importanți, ci competențele, know-how, valorile pe care le-au dobândit acolo. În alt mediu. Apelul nostru este și a folosi aceste oportunități, pentru că totuși avem o fiscalitate redusă și aici Mirabela poate să dezvolte comparativ cu celelalte țări. Totuși, noi avem 1% pe cifra de afaceri până într-un milion de euro, avem 1%. E ca un paradis fiscal aproape România. Bine, impozitarea muncii e mai mare. Exact. Dar această impozitare a muncii, să știți că este mare și în alte țări europene. Nu suntem noi chiar în vârful piramidei. Sunt țări cu o impozitare mai mare. Apoi, gândiți-vă, faci ceva în viață. Vrei să lași copiilor o moștenire. Păi e normal să faci ceva în țara ta și plus de asta nu sunt taxe de moștenire. Păi în Franța dacă lași o moștenire poți să ajungi la 50-60% taxe pe moștenire. Sau în alte țări unde taxele sunt foarte, foarte mari. Adică muncești toată viața și după asta vine statul. Ei nu știu, unii dintre ei nu și-au pus problema asta și am observat că nu știau exact. Dar antreprenorii, cei care au început să creeze valoare acolo, au început să înțeleagă acest sistem fiscal și văd diferența. Ei nu știau că în România aceste taxe sunt mai mici. Și atunci noi încercăm să-i atragem și să-i explicăm aceste lucruri, pentru că vin investitori și antreprenori din Orient, vin din Turcia, din toate țările pământului, sunt în România și fac bani frumoși aici. Păi prima dată n-ar trebui să le dăm aceste oportunități, să le oferim mai mult acestor români, pentru că sunt de-ai noștri, vorbim aceeași limbă și cred că s-ar descurca și mai bine decât mulți. Un factor important este, cred că în acest dialog pe care îl aveți, un factor important este încrederea, cel mai probabil, pentru că de multe ori cei care au plecat și din acest motiv. Nu aveau încredere că aici ar putea să facă ceea ce au făcut până la urmă în alte arii geografice și nu au încredere într-un fel de climat în același timp, într-o legislație care se schimbă mereu și nu există de multe ori sau este mică predictibilitatea. Încrederea o consolidăm prin propria noastră prezență. Suntem antreprenori, toți am plecat de jos, toți am dezvoltat ceva în România. Prin modele, suntem modele, de asta ne ducem acolo să vorbim cu ei. Plus că le lăsăm datele noastre de contact și avem un dialog deschis și zilnic, pot să spun, cu majoritatea oamenilor din diasporă. Suntem un grup de antreprenori care asta facem. Spunem da comunicării și... Da. Prin apartenență la acest grup de oameni serioși, că până la urmă noi ce suntem? Un grup de oameni, împărtășim niște valori comune, ne iubim țara și suntem niște oameni corecți și ne dorim vecini, că avem și noi un interes, ne dorim vecini la fel ca noi. Adică nu ne dorim să avem vecini cu care, nu știu, care vorbesc altă limbă sau nu ne înțelegem cu ei, nu avem aceeași cultură. Au alte valori da, de piață, să spun așa. Și atunci noi ne dorim vecini la fel ca noi, oameni serioși, muncitori, și atunci noi asta de fapt oferim, asta oferă Repatriot în esență, ați intuit foarte bine ceea ce oferim noi, încredere. Adică ei dacă ne telefonează sau suntem în legătură cu ei, oferim o apartenență la un grup de oameni serioși și pentru că n-ai o problemă, te sfătuiești cu un prieten. Te sfătuiești întâi în familie, apoi în comunitate. Și comunitatea asta, Romanian Business Leaders, care este o comunitate consolidată în 6 ani, în care am făcut foarte multe proiecte, foarte multe lucruri bune pentru România și noi credem că și la Iași dezvăluim în premieră că va fi setată această comunitate și Mirabela știe despre ce este vorba. Această comunitate de oameni de afaceri, avem 6-7 tipuri de proiecte. Repatriot este un proiect foarte important și unul dintre cele mai importante, dar în același timp ne preocupă și educația, ne preocupă și buna guvernare, avem proiecte de dezvoltare a antreprenoriatului în rândul tinerilor, avem o paletă întreagă, deci ne adresăm deopotrivă românilor de aici și românilor din afară și încercăm să unificăm, să nu mai existe două românii. Ieri am venit din Chișinău, am fost 2 zile acolo, n-am vorbit mult despre asta, noi facem lucruri. Deci mai mult decât vorbim, noi facem, creăm punți solide și punți de afaceri serioase, cu oameni serioși și cu oameni cinstiți. Asta e foarte important și acționăm în mai multe planuri. Și nu știu, și nu ne-am pierdut energia, Mirabela de 2 ani acționează și suntem foarte mulți. Suntem foarte mulți, e bine de spus. La Romanian Business Leaders, la ultimul summit, au fost aproape 400 de antreprenori.
din toată România, s-a creat și la Cluj o comunitate foarte puternică și credem că noi prin forțele noastre putem să îndreptăm și lucrurile nedrepte sau lucruri care nu merg atât de bine în țară, că trebuie spus că nu merg lucrurile foarte bine, dar noi credem că avem forță suficientă și prin luptă pas cu pas vom reuși să înfrângem și să micșorăm rău. Că până la urmă despre este ușor să-i abordați pe acei români plecați peste granițe care au început afaceri, mici afaceri, mai mari, depinde, și să le propuneți acest lucru, repatrierea? În principal, atunci când sunt conferințe sau când anunțăm că ne ducem într-o zonă, ei vin spre noi. Și mixul se formează la summit, în discuții, networking. Am văzut la Milano, sala era plină. La Madrid a fost o sală extraordinară și foarte mulți români plecați de aici, din nord-estul țării, vor să se întoarcă prin proiecte, cu surse proprii, vor să se întoarcă acasă. Și mixul se creează automat, legăturile se creează. Este absolut normal, când faci business, lucrurile... Ne-a ajutat totuși și media, trebuie să spunem, da. Acolo în Spania au avut un radio românesc, radio care a promovat român. Foarte mult și adică ne ajută foarte mult partea de digitalizare, partea de internet, partea de televiziune, pentru că, de exemplu, postul dumneavoastră de televiziune ajunge acolo. Noi știm asta pentru că ne-au spus ce urmăresc. Deci în anumite zone ajungeți și noi știm acest lucru și de asta ne bucurăm cu atât mai mult, de două ori mai mult că suntem invitați la acest post, pentru că are penetrabilitate în rândul românilor din afara țării, de pretutindeni. Ei își doresc întoarcerea, evident. Sunt deschiși acestor discuții. Sunt deschiși, discuții, dar lipsa de credibilitate e dată de politica statului. Deci barierele identificate de noi prin sondaje, prin cercetări și prin discuții personale, pentru că deja avem peste 20.000 de ore de 20.000 de ore de discuții personale, avem 10.000 de mail-uri, rezultă că teama este dată de politica managerilor din administrație, din politică și administrație. Politicile publice, exact. Exact. Adică birocrația, corupția sunt pe primele locuri. Apoi infrastructura, apoi sistemul de sănătate, sistemul de educație. Acestea sunt barierele. Dar noi ne dorim întoarcerea lor și mentală, apropierea de România. Exact cum a spus Mirabela la începutul emisiunii, să vorbim România de bine, să vedem partea plină a paharului, pentru că sunt multe lucruri bune. După integrarea NATO, Uniunea Europeană, apartenența la NATO și Uniunea Europeană a transformat România. Trebuie să spunem asta. De fapt, noi am transformat toți românii România, dar asta ne-a ajutat foarte mult și o ancoră fundamentală pe care noi ne-o dorim să o strângem și să o întărim, adică să o aducem la adevărata valoare, să dezlănțuim forța capitalului privat, a proprietății private și credem că acești români, frații noștri, eu am rude plecate, vă spun, familie, din familie, din toată lumea. Este inadmisibil plecat. Să avem un plămân sau o inimă în afara țării și trebuie să bată odată. Deci nu e vorba fizic neapărat. Nu vorbim de repatriere, asta ar trebui spus, fizică. Ei pot veni în România înapoi ca investitori, pot veni ca turiști, pot promova România acolo unde sunt. Păi ce ar însemna? Un român e cel mai bun ambasador. Noi avem peste 150 de ambasadori repatriot. Chiar îi numim ambasadori ai mișcării noastre. Cine este cel mai bun ambasador decât un român? Un bun român care e acolo, care înțelege situația din România și știe ce să vorbească despre țara lui. Un român poate să se întoarcă ca turist, poate să aducă alți prieteni din țara de adopție, poate să aducă investitori mai ușor din țara de adopție. Deci forța asta, partea de cultură, partea diaspora științifică, o forță formidabilă, câți oameni inteligenți, câți oameni de știință avem în toată lumea asta, câți profesori avem, câți medici avem, ei sunt o forță, vin cu o cultură și au învățat acolo lucruri. Deci spread-ul este foarte larg. Acest proiect Repatriot a fost lansat pe 1 decembrie, nu? 2015. În februarie l-am inițiat, la 1 decembrie am dat o declarație la Alba Iulia, da, la 1 decembrie. A fost fondatoare cumva, într-o oarecare măsură. În acest fel.
anul acesta este anul centenarului, integrația acest întreg absolut. Proiect da. În... Absolut, după cum v-am spus ieri, o parte din echipă a fost la Chișinău, pe 24 ianuarie am fost la Iași, la Focșani. Și am, în același timp o să fim în octombrie, înainte de 1 decembrie, o să avem un mare summit la Alba Iulia, o să fie peste 300 de antreprenori români de pretutindeni, oameni de afaceri foarte puternici, și încercăm să premiem 100 de români, importanți de pretutindeni din afara țării. În august vom fi aici, la Iași. În august vom fi la Iași. Și vă așteptăm acasă. În august vom fi la Iași. Deci anul centenar va fi marcat de foarte multe evenimente. Încercăm să facem zilele diasporei în luna august în cât mai multe locuri din România. În primul an am făcut în vreo 10 locuri, în al doilea an am făcut în 20. Acum am vrea ca ritmul să-l creștem și poate reușim să facem într-o 100 de localități importante din România să marcăm zilele diasporei și să lansăm acest mesaj de unitate, dar prin fapte, prin lucruri concrete. Nu patriotism, dacă vreți, dulcegărie patriotică sau patriotism de paradă. Nu, noi facem lucruri. Noi chiar facem lucruri. Adică facem o companie, setăm un business, ajutăm pe cineva. De deci lucruri foarte concrete. Privată, da, e privată. Toată inițiativa este finanțată 100% de noi, de echipa și de toți donatorii noștri privați. Deci nu este... Facem asta din suflet și din interes în același timp. Avem interesul ca România să se dezvolte, să fie bunăstare, să fie pace, să fie siguranță în jurul nostru și să fie oamenii mai zâmbitori. Ca cum sunt și dacă mergem și în alte țări, vedem că, dom'le, parcă nu sunt așa stresați. Ne-am dorit asta și în România să se întâmple. Vorbeam despre încredere, dincolo de faptul că trebuie să oferim, de fapt, încredere antreprenorilor sau românilor plecați peste graniță și care au devenit antreprenori acolo, încrederea trebuie să fie insuflată și celor care sunt aici și care trebuie să-i primească sau să-i reprimească. Păi, încrederea este o legătură care se creează în timp și se construiește. Avem pe de o parte rebele, în care avem antreprenorii români, avem pe cealaltă parte Repatriotul, avem pe de o parte Guvernul României, avem Coaliția pentru Dezvoltarea României. Lucrurile astea se creează prin comunicare. Ce vreau să vă spun este că în România încetul se consolidează această bază a încrederii. Încetul avem dialog deschis cu autoritățile și chiar dacă ne lovim câteodată de câte o ușă închisă, reușim până la urmă să o deschidem. Și cred că aici ar trebui să punem accentul. În momentul în care administrația nu va fi contra acestui mesaj, nu are decât de pierdut. Deci noi am întins o mână edililor orașelor. Am întins o mână primarilor. Prima dată, pentru că un om când vine într-o localitate. Nu vine undeva în stratosferă. În acea localitate el trebuie să-și ia autorizații dacă vrea să facă o inițiativă privată. Acolo plătește o parte din taxe și impozite, o parte se duc la statul central, dar o parte rămâne în local. El creează plus valoare la nivel local. Și acolo are nevoie de un contact și de o debirocratizare rapidă și masivă. Dacă lucrurile acestea nu se întâmplă, noi, așa cum ne-am bătut fiecare pentru ce al nostru și pentru lucrurile noastre, ne vom bate și pentru asta și ne batem de fapt în fiecare zi, dar nu facem, să spun așa, nu ridicăm steagul cu această bătălie. Să știți că este dată în fiecare zi, sunt comisii, comitete de oameni care își dedică timpul, care să micșoreze aceste frâne, să îndepărteze zgura. Din păcate, avem un dezavantaj, trebuie spus, al unei guvernări nu foarte performante, ca să nu fiu, aș vrea să fiu cât mai diplomat cu putință. Lucrurile au fost amendate în ultimele conferințe, limbajul a fost destul de dur, real, cu fapte reale. Noi nu suntem de acord cu multe lucruri care se întâmplă, dar credem că nu putem avea o țară perfectă dintr-o dată. Trebuie să ne-o dorim și trebuie să luptăm pentru asta pas cu pas în fiecare zi. Nu se poate peste noapte să avem o Românie condusă de oameni care nu mint, care nu fură, care sunt foarte inteligenți și știu limba română. Așa mai sunt, au mai fost în istoria României cazuri din acestea,
Deci țara merge înainte, țara e mult mai puternică decât o clasă vremelnic aflată la putere. Pentru că toată lumea știe că această putere este vremelnică, asta e singurul lucru cert, că acești oameni care azi conduc România sunt pentru o perioadă de timp limitată. Este clar. Asta știe toată lumea și ei recunosc acest lucru. Și dacă îmi dați voie să vorbesc un pic Iașul de bine, Iașul a fost una dintre primele municipalități care a spus da mesajului nostru. Avem chiar un birou diaspora la primăria Iași. Avem un proiect împreună cu Repatrio și primăria Iași, se numește Restart Home, prin care oferim consultanță gratuită celor care vor să se întoarcă prin antreprenoriat acasă și facem și cursuri și așteptăm cât mai mulți voluntari ieșeni să se implice în proiectul nostru al comunității, pentru că vreau ca acest proiect să devină al comunității. Să ne înțelegem. Proiectul e finanțat privat, nu primăria îl finanțează, dar primăria totuși a deschis ușa. Este această concurență între municipalități. Cei care deschid ușa mai mult vor avea mai mulți oameni care revin sau vor să revină, iar cei care nu vor avea mai puțin. Care înseamnă investiții și dezvoltare economică și bugete. Este vorba doar de a deschide și de a fi deschis către nou, către oamenii care au plecat, le-a oferit, cu ce ne ajută primăria vis-a-vis de finanțare și ce spunea Marius, atunci când avem o întrebare de la cineva din afară, că, domnule, vreau să-mi deschid, de exemplu, un service auto, pot să mă duc la primărie mai repede, spune-mi cu ce pot să-l ajut pe omul respectiv. Dar apar probleme, că trebuie să obții tot felul de hârtii. Dar, deci, lucrurile care țin de birocrație. Noi încercăm să ajutăm și cel mai important lucru, prin mesajul nostru, am inspirat guvern, am inspirat președintele. Deci guvernul din care am făcut parte, că eu am făcut parte din guvern, a lansat programul Diaspora Startup, care acum acest guvern trebuie să-l pună în operă. Eu sper să-l pună bine. Dacă nu-l va pune bine în operă, noi vom fi primii care vom critica fiecare derapaj. Și vom critica... Guvernul din care ați făcut parte a lansat inclusiv programul, proiectul Centenar. Exact, exact. Adică noi am lansat niște proiecte și eu, dacă am lansat din poziție publică un proiect de susținere, Diaspora Startup, în continuare vorbim peste tot și încercăm să transferăm încrederea românilor să aplice, de ce? Să fie competiție. Banii să ajungă acolo unde trebuie. Nu să ajungă în mâinile unor oameni care nu fac ceea ce trebuie cu ei. Deci pledoaria noastră este: români, aplicați la toate fondurile europene, la toate aceste proiecte și bateți-vă pentru țara voastră. Pentru că asta e important. Dacă ne iubim țara și spunem că e a noastră și avem acest sentiment, e evident că nu o vom lăsa unora care nu știu ce vor să facă cu ea. Eu, dacă am o grădină și vin unii, sar gardul, rup gardul și vor să-mi ia grădina, eu țin la grădina mea, să știți că reacționez. Dacă toți românii ar avea această conștiință, dom'le, țara noastră, nu e a unui stat ipotetic. De fapt, asta a distrus comunismul. Ideea că țara aia ta au dus-o în derizoriu, erau, dom'le, proprietatea întregului popor, dar de fapt a fost dusă într-atât de mult în derizoriu, încât acum, fără să ne dăm seama, mulți oameni gândesc despre țară ca ceva extern. Totul era al statului, inclusiv țara, adică în sensul acesta, al partidului. Și asta asta a rămas, să știți, mentalitatea asta. Eu cred că dacă reclădim această mentalitate de adevărați proprietari și antreprenori, o simt primii cu asta. A țării, în momentul ăsta, nu mai e o problemă. Conduce cineva, dacă nu ne convine că e cineva care fură din grădina noastră, imediat, e al noastră. Acționăm. Deci e evident că acționăm. Dar în momentul ăsta românul nu acționează, părerea mea, din lipsa acestui sentiment de proprietate și lipsa de încredere în principiile fundamentale. Să nu furi e o poruncă de mii de ani. E o poruncă de mii de ani, asta trebuie respectată, nu contează cine e azi, mâine. Dom'le, o să fie și unii tentați, că de asta a fost porunca dată, că probabil tentația e la fel de mare. Atunci, asta e singura noastră șansă, să ne apărăm principiile, să apărăm ce al nostru și să credem în chestia asta, să avem un dram de credință. Un dram de credință, dacă avem, eu sunt convins că lucrurile se vor îmbunătăți. Nu peste noapte. Iar dacă se ajunge la încredere, se construiesc și echipe. Că de multe ori și acest lucru pare că lipsește sau pare că nu am pierdut câteva din abilități care construiesc echipe, care să ducă proiecte pe care nu pot fi construite de o singură persoană. Așa e. Asta facem. Construim echipe. Repatriot este o de echipă. Noastră, o echipă. Suntem o echipă mare. Și o echipă mare și o echipă care a învățat să lucreze. Și nu e ca la o firmă unde unul dă. Aici e o echipă cu cu antreprenori, cu cooperare masivă. Deci foarte mare. Noi am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru acest dialog. Mai amintesc doar că mâine are loc gala
Repatriot. Deci de seara la 8 și la 8 în la internațional la Business Days. Este o sesiune specială Repatriot la ora 8, la ora 20 și invităm cine n-are invitație și vrea să participe, dacă e un antreprenor care vrea să participe, îl invităm și doar să prezintă la și găsim, mai avem câteva locuri și spune cuvântul Repatriot și poate veni la sesiune și mâine seara este gala Repatriot la București. Mulțumesc încă o dată. Aici se oprește dialogul nostru. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem mâine de la 17:30. Vă urez o seară cât mai bună.